Casa Sufletului. Un bătrân tâmplar se afla în pragul pensionării. Era încă în putere, de aceea patronul său îl mai dorea la lucru în echipa sa. Cu toate acestea, bătrânul era hotărât să se retragă pentru a duce o viață mai liniștită alături de familie. Renunța la un salariu bunicel, dar prefera liniștea. Cu părere de rău pentru pierderea unui meșter atât de priceput, patronul îi ceru să mai construiască doar o singură casă. Bătrânul acceptă, însă nu mai punea suflet în ceea ce făcea. Chemă ajutoare nepricepute și folosea scânduri nepotrivite și lui era rușine de cum arăta ultima lucrare. Când în cele din urmă o isprăvi, patronul veni să o vadă. Îi dărui tâmplarului cheia de la intrare, zicându-i: "Aceasta este casa ta, darul meu pentru tine." Tâmplarul rămase uimit. Ce mare rușine! Dacă ar fi știut că își zidește propria casă, atunci ar fi făcut-o cu totul altfel. Așa e și cu noi. Ne construim viețile, punând în ele adeseori nu tot ceea ce e mai bun. Apoi, cu uimire, realizăm că trebuie să trăim în casa care tocmai ne-am construit-o. Dacă am putea reface, am face-o mult mai diferită. Însă nu ne putem întoarce înapoi. Ia aminte, tu ești tâmplarul. În fiecare zi bați un cui, așezi o scândură sau ridici un perete. Viața este întocmai așa cum ți-o clădești. Alegerea pe care o faci azi zidește casa în care vei locui mâine.